suntem la fabrica de zahăr din Roman. Încărcăm sfeclă de la șoseaua principală. Din cauza ucrainienilor, uitați, noi stăm pe loc. Ne-a întors și pe același sens de mers ca să putem să încărcăm. Ca să nu blocăm trafic. Deci v-au rerutat pe aici ca să nu mergeți pe europeană și aici v-ați blocat. Da. Nu se poate, că noi suntem goi. Nu vedeți cum e gheață. Mașina e fiind goală. Cum e? Mie mașina fiind goală, te ia la vale. Nu îți merge și sistem de frânare, nu ține nimica. Și mă duc, o bag în șanț. Astfel, aproximativ 20 de camioane fără încărcătură au blocat o bandă de circulație pentru că riscau să producă un carambol din cauza șoselei umede pe care s-a așternut zăpadă și s-a format polei. Poliția a supravegheat zona. Da, dumneavoastră au stat cu noi, chiar și-au făcut treaba, da? Da. Asta e, dacă așa cu sărăriți au venit greu. Când ați venit noastră, au venit și sărăriți. Parcă știu. Au fost reștintați. Da. De așa la 112, când acolo vreo două ore, nu? Da. Și ce v-a zis? Ce, au luat la cunoștință și acum au venit să răziți. După două ori. Și a stat pe dreapta sau da, ce? O să nu, da. Normal, să lăsăm spații între mașini, că vin ca să circule mașini mici. Și asta e. Iar iarna nu-i ca vară, cum ați băsesc. Da. Ce putem face altceva? Am sunat la 112 și au zis că e iarnă, ce vrei să facem? Asta e, așteptăm. În afara coloanei de tiruri și autoturismele au fost oprite de poliție. Șoseaua era acoperită cu zăpadă, iar de desubt s-a format un strat de polei. Da, nu ne lasă să mergem, că au spus că trebuie să vină doi polițiști, unul acolo, unul aici, ca să poată să dirigeze traficul. Ca altfel nu o să se poată circula. Unde mergeți? La Calafindește aici. Acum e pe jos, cum ați venit până... Acum e bine. Acum o oră nu se putea circula. Acum se poate circula, după cum vedeți. Nu se mai patinează. Da, așteptăm. Domnii sunt mai revoltați. De la muncă vinem din Falcie. Da? Și cum e pe jos? Cum ați simțit în mașină? E iarnă? S-a circulat greu de la Falticeni? Nu. Nu, până aici nu. Deocamdată. Și aici poliția v-a tras pe dreapta? Poftim? V-a tras poliția pe dreapta? Păi da, dacă e blocaj la deală, o să așteptăm până se deblochează drumul. Sunt medical, trebuie să mă așteaptă pacienții. Am de pansat, am de făcut o injecție, ce fac? Cum ajung? Da, doamna Cioban. E blocat aici în deal, nu știu ce se întâmplă. Să vedem dacă pot ajunge. Sunt aici în deal la dumneavoastră, dar nu pot ajunge. Da. Na, vin la dumneavoastră, dar să pot trece, să vedem dacă mă lasă poliția. E aici, na. Eu sunt aici cu, na, îmi pare rău. Mai stați un pic, da, vă rog frumos. Bine, bun, sănătate. Na. O pacientă? Da, o pacientă, da, operată, care trebuie să-i fac injecții. Și alta care mă așteaptă să pansez, na, la fel. Ce fac? Ulterior, poliția a asigurat trecerea alternativă a mașinilor pe câte un sens de mers. Deși circulația din această zonă a fost afectată de prima ninsoare serioasă din această iarnă, autoritățile au transmis că mașinile de dezăpezire și cele care împrăștie material antiderapant au fost la datorie. În această dimineață, pe sectoarele de drumuri județene, se acționează cu 27 mijloace de dezăpezire și 3 utilaje sunt în misiuni de patrulare. La drumurile naționale avem 38 de mijloace de dezăpezire, 10 sunt pe sectorul de la Câmpul Moldovenesc, 28 la Suceava, unde au fost, ca să zic așa, anumite probleme substanțial mai complicate față de zona de munte.